Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Câți bani fac din YouTube? E o întrebare pe care o primesc destul de des și în videoclipul de astăzi o să răspund la ea. Dar înainte de asta vreau să vă spun și câteva chestii personale pe care nu le-am mai dezvăluit până acum pe YouTube. Povestea mea, de ce m-am apucat de YouTube, pentru că așa cum bine știți, acest canal nu este focusat pe mine, nu fac videoclipuri personale, dar m-am gândit să fac asta pentru că poate unii dintre voi sunteți curioși, bă, cine e băiatul ăsta care îmi tot dă mie sfaturi? Numele meu este Iacobescu Eduard Alexandru, m-am născut pe 24 iulie 2001 în Craiova și îmi place să ajut oameni. Sunt singur la părinți, provin dintr-o familie normală, cu venituri medii, părinții mei n-au avut niciodată excesiv de mulți bani, însă suficienți cât să am o copilărie frumoasă și să ne întreținem. La școală, în general, eram băiatul zâmbăreț, care vorbea cu toată lumea și se înțelegea bine cu toată lumea, trăsături pe care le-am păstrat și în liceu, o perioadă foarte frumoasă din viața mea. Am absolvit liceul la Colegiul Național Elena Cuza din Craiova, am luat 9.41 în BAC, o medie destul de bună și în prezent sunt student în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale la ASE București. Doar că din cauza pandemiei n-am apucat să trăiesc din plin primul an de facultate. Să sperăm că lucrurile o să revină la normal cât mai curând. Cam acestea ar fi câteva date esențiale despre mine, dacă vreți să știți cu cine aveți de-a face. Mai mult despre personalitatea mea puteți să descoperiți din videoclipurile pe care le postez aici. Acum, cum m-am apucat de acest canal și de ce l-am pornit? Ei bine, dacă ți-aduci aminte la început, am zis că îmi place să ajut oameni și ăsta cred că e scopul meu în viață și singurul lucru care îmi aduce cu adevărat împlinire. Am descoperit acest lucru undeva prin clasa a 7-a când am primit această carte, gândește cutezător. O femeie a venit la școală să ne o prezinte și a spus câteva chestii despre carte care pe mine m-au atras și am vrut să o cumpăr. Doar că în acea zi țin minte că nu aveam bani la mine, probabil că îi cheltuisem la magazinul școlii pe dulciuri și femeia care a venit să prezinte cartea s-a oferit să o cumpere pentru mine cu condiția să o citesc, să-i promit că o să o citesc. M-am ținut de promisiune și nu regret deloc. E o carte despre un neurochirurg american și povestea lui de viață, cum a ajuns în punctul în care este și cum a ajuns la succes prin pasiunea sa. Am mai spus această poveste și în alte videoclipuri, dar cred că e important, cel puțin pentru mine, pentru că stă la baza canalului meu. Tot în perioada asta, clasa 7-8, mă uitam toată ziua la videoclipuri pe YouTube. Și încă o fac. La un moment dat am descoperit un canal pe nume Alpha M al unui tip, Aaron Marino, care oferea sfaturi despre cum să te îmbraci, cum să arăți mai bine, cum să vorbești cu fetele și, în general, sfaturi despre viață. Ei bine, omul ăla m-a ajutat pe mine extraordinar de mult. Sigur, alte videoclipuri mai distractive despre jocuri, vloguri, erau și alea tari. Încă mă uitam la ele. Însă simțeam că videoclipurile lui aveau un impact mult mai mare asupra mea. Pentru că îmi ofereau valoare, îmi ofereau niște lucruri pe care le pot implementa și eu în viața mea, nu doar niște videoclipuri care mă făceau să râd temporar. Și de aceea canalul lui a devenit canalul meu preferat de pe YouTube, fapt care m-a inspirat și pe mine să-mi deschid un canal. Îmi plăceau atât de mult videoclipurile lui încât am zis că trebuie să-mi deschid și eu un canal bazat pe dezvoltare personală și pe lângă asta, faptul că am deschis un canal de YouTube cu tema dezvoltare personală se pupă cu dorința mea de a ajuta oameni. Acum, unii oameni care îl știau pe Alpha M și dădeau de canalul meu lăsau comentarii cum că l-aș copia și chestii de genul. Ei bine, da, e adevărat, recunosc, el m-a inspirat cel mai mult și videoclipurile noastre sunt structurate similar, însă am aici două agende. Și în interiorul lor poți găsi scenariul de la fiecare videoclip scris de mine. Nu e copiat de la el și tradus, pur și simplu sunt idei scrise din căpșorul ăsta. La fel și în agenda asta, pagini întregi. Și acum am ajuns la marea întrebare, câți bani fac din YouTube? E bine, răspunsul pe scurt este nu mulți. Cu siguranță nu de ajuns încât să mă pot întreține singur. Sunt pe YouTube de 3 ani și 2 luni și până acum am făcut $1.500. $40 pe lună, adică 160-170 de lei,
care tot e mai mult decât alocația din România. Cât de mult fac pe lună depinde de numărul de vizualizări pe care îl am în luna respectivă, care poate fi între 300 și 1000 de lei pe lună doar din YouTube. 1000 de lei sunt cei mai mulți bani pe care i-am făcut într-o lună. Și atenție, primul an n-am fost plătit deloc pentru că trebuie să atingi 1000 de abonați și 4000 de ore de vizualizare la toate videoclipurile tale. Ca să-ți faci o idee și să înțelegi mai bine, să zicem că toți oamenii care se uită la videoclipurile tale ar fi compresați într-un singur om. Ei bine, acel om trebuie să se uite timp de 4000 de ore la videoclipurile tale ca să începi să faci bani. Sigur, pe lângă acești bani proveniți din YouTube, se adaugă și posibilele colaborări și banii din stickere. Și că tot veni vorba de stickere, recent am deschis site-ul stickered.com cu 2 de capa, de unde poți comanda stickere personalizate de tine, îți poți alege orice imagine, orice formă și mărimi diferite. Cam așa arată un sticker, este rezistent la apă și îl poți lipi pe aproape orice suprafață. Îți poți lipi ideile pe telefon, pe laptop, pe caiet sau pe orice obiect preferat și e o modalitate extra ordinară de a-ți arăta personalitatea. Așa că intră pe linkul din descriere pentru a comanda stickere din modele existente, încărca imagini care ulterior vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a crea împreună stickerul dorit. La comenzi de peste 50 de stickere ai livrarea gratuită. Și ca să închei acest videoclip, vreau să ofer câteva sfaturi unora dintre voi care vor să-și deschidă un canal de YouTube. Dacă vrei să-ți deschizi un canal de YouTube cu gândul că te vei îmbogăți, ei bine, nu-l deschide. Cel mai important este să-ți deschizi un canal de YouTube atunci când crezi că dacă faci asta vei oferi mai multă valoare societății și comunității tale. Trebuie să fii perseverent pentru că de multe ori te vei lovi de obstacole pe care nici nu le vedeai și nu o să ai chef toată ziua sau în fiecare zi să filmezi videoclipuri. Dar trebuie să-ți aduci aminte constant motivul pentru care te-ai apucat și să o faci din pasiune, nu pentru a face bani. Pentru mine banii sunt ca un rezultat al pasiunii tale, al muncii tale, nu ca un scop. Scopul pentru mine este să ajut oameni și asta încerc să fac prin aceste videoclipuri și prin următoarele idei pe care le voi avea în viitor. Bineînțeles că banii sunt importanți, dar nu ăsta este motivul principal pentru care fac ceea ce fac. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!